fiecare zi în parc aproape și aici în parcul Morarilor, da. Iar astăzi în mod special pentru muzică, că primarul Onțanu face mereu astfel de spectacole, nu numai în zi de Paști, și în celelalte zile și îl admirăm pentru treaba asta, da. Iar astăzi, bineînțeles, că am venit pentru bănică. O să-l aștept să vină, da. Da. Ce v-a făcut să ieșiți în parc a doua zi de Paști? E frumos. Foarte frumos. E ceva original, ceva normal, să mai se întâmple. Lume frumoasă, este spectacol foarte frumos. Da, mai ales lume multă. Mai ales pentru copii. Ieșiți în parc? Foarte des, că sunt aici, stau în cartierul ăsta. Chiar în blocurile astea aici stau. Având în vedere că e o zi frumoasă de primăvară, am zis să ieșim puțin la plimbare, să ascultăm muzică, ne relaxăm puțin, având în vedere că suntem liberi. Aici trăiesc, aici m-am născut, mi se pare cel mai frumos. Ce vă aduce în Parcul Florilor? Mă aduce în Parcul Florilor, cântă foarte frumos, melodii, Ștefan Bănică, am înțeles că vine și cântă aici. E foarte frumos, lumea, atmosferă frumoasă. V-a primit publicul din sectorul 2? Extraordinar de bine, pentru că așa cum am spus, moldoveanul este deștept, harnic și frumos și modest de nu se poate. Nu, publicul a primit pe fiecare la fel, pentru că iubește muzica populară. Auziți ce aplauze sunt pentru Smiley, pentru că este un nume în muzica pop și este un artist complet. Foarte frumos, m-am bucurat foarte tare că am cântat în fața unui public senzațional și abia aștept să repetăm experiența. Se vede că forțăm vara și la cât mai multe evenimente de gen. Plăcere. Bună seara! Ce vă aducem? Bună seara! Spectacol, nu? Am venit din cauza că am auzit că o să cânte Ștefan Bănică Junior și sper să fie adevărat.
lucru foarte frumos și chiar m-aș bucura toate inițiativele pe care poate să le facă domnul primar, care să ajute și să ducă bucurie ceea ce pentru bătrâni și pentru copii și toți pensionarii pe care să-i aducă un fel de bucurie în zilele de Paște, special pentru ei. Îți place în parc? Da. De ce? E frumos și că îi văd pe Smiley și pe... Și pe Andra. Special pe Andra, că îi place de una dintre fanii în principal la Andra. Și îi mulțumim mult de tot că a venit la noi aici, în Pantelimon. Cu cel mai mare drag vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Mulțumim mult de tot. Este o mare de oameni aici. Sunteți extraordinari și îi mulțumim lui Andra pentru acest super concert. Mulțumim mult de tot, mulțumim de toată inima. Vă pup, dragilor, la revedere! Să aplaudăm pe Andra! Mulțumim, Andra! Și acum Hristos a înviat! Extraordinar! Și acum ne pregătim pentru niște artificii foarte frumoase, pentru că ați fost extraordinari și meritați acest lucru! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ia să vedem! Prima oară într-un soar bumbar s-au făcut, era văzut, era doar mai și gălăște, ochii noștri gălăște, acești prieteni, asta. Thank you.
ocazie. Este un concert, un super concert de Paști. Facem în fiecare an acest lucru, de mai bine de 8 ani. Cu prejul sărbătorul de Paști organizăm într-unul din parcurile mari ale sectorului 2 un asemenea spectacol pentru toți cetățenii sectorului 2. Sigur că are un succes extraordinar, sunt o mare de oameni, sunt fericiți, sunt bucuroși. Și asta este și bucuria mea cea mai mare. A fost o zi frumoasă și suntem siguri din București care am organizat în această zi, a doua zi de Paști, un spectacol pentru toți cetățenii. Aici au venit și oameni și din alte sectoare, auzind ce distribuție nemaipomenită este. Ne bucurăm că putem să-i facem pe oameni bucuroși și fericiți.